Acum. Care sunt calitățile tânărului într-o lume care se schimbă continuu? În primul rând, aș spune eu că una dintre calități ar fi să-și urmeze visele, cea de-a doua să rămână constant în decizii și să își îndeplinească promisiunile făcute. Ce calitate v-a ajutat pe dumneavoastră să ajungeți unde sunteți acum? Păi, după cum am spus mai devreme, astea au fost calitățile care m-au ajutat pe mine să ajung să mă îndeplinesc visele de mic copil, să rămân constant în decizii și mereu mi-am ținut promisiunile. A existat vreo piedică care a venit la un moment dat și care a încercat sau a avut greutatea de a schimba ceva în viața dumneavoastră? O, da, piedici au fost mereu, m-am confruntat cu tot felul de probleme, dar pentru că sunt un om optimist și curajos, am mers mai departe, mi-am continuat treaba și așa am ajuns în punctul în care sunt acum.